Spam în chat rapid cu hashtag deschide. For Champions. Avem două picuri, un rare gold pack, rare mega pack, 45.000 și recalificarea. Dar înainte să deschidem picurile, pentru cei curioși cum am terminat la FUT Champions, leaderboard 17 din 23, da? 17 cu 6, 7 meciuri rămase. Avem unul din La Liga garantat. M-aș bucura dacă mi-ar pica ceva. Hai să vedem ce ne dă. Oblak, 85, Hermoso, Visca, Caldirim. Ai ce să faci cu ăștia, mă. Oblak nu poate să joace niciodată. Hermoso, nici atât. La ce echipă am. Visca. 4. Ar putea fi super sub. Dar probabil nu. O să-l iau pe Oblak, e 85 rating. Oblak, da. Hai mă frate, dă-mi și mie mă. Bă, nu știu, hai de capul meu. Nici nu pot să mă gândesc ce reacție aș avea să pice Messi, frate. Hai, hai să vedem. Cazorla, Aspas, Piqué. Hai mă, bă, de ce n-ai forța, mă, bă, un francez băga mea și piciorul în ei, de boschetari. Doamne, bă, dar urâm ea, bă, mai bine nu-mi dădeai, mă, unul din ăștia, că acum ați nehotărât, dă-o în masa, mă, dă-o în masa. Aspas, 1.75. Aspas. Până la sfârșitul lunii. Hai să vedem ce ne dă. Hai face easy gulit. Da, nu-mi trebuie gulit. Nu vrea să dea, mă. Ce bine arată Alonso, da. Sper că am luat bine. Iago Aspas. Sper. Păcat că are 3 weak foot. Hai, hai, e penibil. Cred că mai bine luam Cazorla. Nu vrea să dea un căcat de workout, bă. N-am mai pomenit așa ceva. Keita, fugi de aici. Da, e pack de 55.000, penibil, aia zic și eu. S-a blocat pe bord. Hai, mă doare capul, bă, când văd gunoaiele astea de pachete. Gunoaie de pachete, frate. Îmi dă chinez, portar chinez. Să moară măta, mă. Mă, mai e pe Maximin, da. Hai, cum să-ți bagi joc de mine în halul ăsta. Dacă nu luam aia era jale, jale și prăpăd era. Da. Ok, acum hai să vedem ce au luat tovarășii mei. Primul este Steliano care îl prinde pe Banega, Sosa sau Oblak. A scos un gold 3, îl alege pe Oblak, asta... Hai și făcut și eu. Iar la al doilea pic, Banega, Jordi Alba și Parejo. Interesant că i-a dat doar din La Liga aici. Bineînțeles că Jordi Alba este alegerea corectă. Două picuri foarte bune pentru gol 3. A prins și un workout. Hai să vedem. Am încercat să pun doar fazele importante. Avem workout. Ia să vedem ce să fie, ce să fie. Ce steag. Spania. CDM. Barcelona, asta este Busquets de 89, da, Busquets de 89 n-a luat rău, fraților, a plătit foarte bine acest gol 3, l-are și pe Ziule. Mai departe, Sergian, Silver 1, să vedem, Picu, Diane, Visca sau Trezeguet, din păcate nu i-a dat, nu i-a dat nici măcar unul din La Liga. Visca nu e rău,
Eu aș fi mers pe Trezeghe, sunt curios ce a ales. Ia să vedem. Se uite la jucători. Nu-mi zic că a luat Visca, fiindcă Trezeghe avea 5 weak foot. Haide, du-te. Du-te, ăsta e. Haide, ia-l. Ia-l. Ok, bun, l-a luat pe Trezeghe și e o alegere foarte bună. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Drew Zisciardei. A reușit și el un Silver 1. Un singur player pick, să sperăm că e mai norocos. Hai să vedem. Apasă pe el. Că sunt foarte curios. Și Cazorla, Mariano sau Navas. Bineînțeles că l-a luat pe Cazorla. Un jucător genial. A prins și un jucător foarte bun, dar nu aici. Aici primește informul. Cazorla, cum ziceam, 5 weak foot, 5 skill moves. High, low, e genial. Te sfătuiesc să-i pui Hunter pe el. Aici primește, să vedem ce primește din Mega Pack. După inform, primește Epureanu, moldoveanu Epureanu, Team of the Season, care i-a adus undeva la 50.000 coins.